vă permis și aveați, aveam CNP-ul. Puteam să nu iau nicio copie. Făceam același lucru care îl fac acum, vă verific. Exact. Și după copie și după permis. Exact, sau chiar fără copie, vă spuneam numele și mai verificați. Autenticitatea unui document este cel autentic. Restul, verificăm. Bine verificat. Ce faceți, mă filmați? Da. Cu ce drept? Cu dreptul fundamental de a mă informa. Păi, eu v-am spus cine sunt, v-am spus ce suntem. Și eu v-am spus cine sunt, v-am dat și un buletin. De ce, strigați așa la mine? De ce strigați așa la mine? Vreți să mă intimidați? Deci nu avem de ce să vă intimidăm. Sunt date cu caracter personal. Da, da, dacă le filmați și le postați, nu mai sunt cu caracter personal, să știți. Da, dacă le transmit în direct. Ce a zis șeful, că trebuie să mergem la sector să mă identificați? Deci, haidem, dar eu sunt cu bicicleta. Ascultați-mă puțin, da. Dacă dumneavoastră nu aveți un document valabil în România care să ateste că sunteți români, nu vă pot lua permisul de conducere. Nu este un act care să-mi ateste că dumneavoastră sunteți cetățean român. Da, acolo scrie CNP-ul românesc, da, e dovadă că am buletin românesc. Dar verificarea o trebuie... Și eu n-am trecut granița, eu stau pe malul Dunării. Verificarea în urma verificării care o vom face, dumneavoastră mergeți din știi, vă vedeți de drum. Dumneavoastră puteți să mă verificați fără buletin, nu? Am dat datele de identificare, căutați acolo, sunt eu. Eventual, în permisul de conducere aveți și fotografia mea, ce mai identificare vreți? Cât mă identifică ei, m-am gândit să mănânc o leacă. Și o spap varză. Că e o prostie, dar gând să mă duc. O să ai documentare acum pentru vlog. O grămadă de like-uri, share. Păi da. Cele cu poliție sunt cele mai populare. Păi îmi imaginez. Prima dată călătoresc cu bița și cu mașina poliției. Nu știu unde o să o bage acolo, dar ei vor să mă ducă la verificare. Oameni neserioși. Văd că gluma se îngroașă. Dar toată poliția să vină pentru mine. Pericol public. Un cetățean european risca să treacă dincolo în Europa, la Bulgaria. Bița mea în mașina poliției, așa murdară, cum e? O vrut neapărat să o încarce. Am ajuns prima dată la poliția de frontieră. M-au prins pe malul Dunării, călătorind cu bicicleta. Și m-au întrebat, cine ești, unde te duci? Mă plimb, cum așa te plimb? Actele la control. Și le-am dat actul, buletinul de identitate. Buletinul, permisul de conducere. Eu zis că trebuie și buletin. Eu am zis că nu l-am luat pentru că, iată, plouă, eu sunt cu bicicleta, acuși îl deteriorez. Hai la control. Și m-a urcat cu bița în microbuzul lor și m-au adus aici la secție, la control. Și a început ploaia și am stat un pic la dos. Am făcut o declarație, cine sunt, ce caut. Ce mi s-a întâmplat, mă gândeam să scriu și o plângere la parchet, dar nu știu când o să fac asta și dacă o să o fac vreodată, n-am chef să-i mai văd vreodată. Cred că a fost un exces de zel al șefului de post. Polițiștii, cei de rând, păreau de treabă, am văzut chiar și o polițistă cu o insignă foarte mare în piept.
polițiștii de frontieră. Vreo 4 mașini au venit la mine. Vă dați seama ce mare eveniment, că plimbă un român pe malul Dunării și exista risc să se ducă dincolo în Bulgaria, care e tot țara Uniunii Europene. Ce mare pericol să plece un om din Europa în Europa. Da, s-a terminat cu bine, cât a fost cald am stat la ei, cât a plouat am stat la ei, acum s-a oprit o leac ploaia și am zis hai că plec. Și hop, ploaia a pornit din nou. Dar nu sunt foarte mult pentru că tună și e posibil să dudul ăsta să atragă fulgere și telefonul meu să atragă fulgere. Deci aveți grijă când sunteți în furtună, opriți telefonul ca să nu atrageți fulgerul, trăsnetul. Și o scot pelerina ca să nu mă ude chiar tot, chiar dacă am haine de schimb. Și mai văd aici o construcție, cred că o să mă dau la dos acolo. Las bicicleta aici în ploaie. Am de la frate meu Vitali chestii din astea care nu permit să intre apa, așa că pot să o las liniștit.